Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Știa un singur lucru, că trebuie să fie actriță, să curgă rânduri de sudori pentru a se convinge pe ea însăși și să facă performanță. Nu exista cale de mijloc. Și a ajuns la țintă, oricât de mult a încercat-o viața. De câte ori a îngenunchiat-o cu zâmbetul pe buze, a luat-o de la început și își spunea că este în colecție. Am reușit să distrugem generații, dându-le formate importate care nu s-au adaptat deloc necesității românilor. Am reușit să distrugem generații întregi. Și repercursiunile se vor vedea în timp. Copiii ăștia care umplă bezmetici pe stradă acum și care nu mai au pic de responsabilitate față de ei înșiși. TV de Facebook, YouTube și pe site-ul nostru a7tv.ro. Invitata mea din această seară este doctor în artele spectacolului, actriță, moderatoare de emisiuni TV. Copilăria și-a petrecut-o în culisele teatrului, pe platouri de filmare, pentru că tatăl său este actor. A debutat de vreme în televiziune, bucurându-se astăzi de popularitate, plină de viață, spontană, perseverentă, talentată, are o frumusețe ce mocnește și vine din interior spre exterior. S-a înscris în acest maraton al vieții, având conștiința sportivului care trebuie să ajungă la țintă cu orice preț. Crescută în lumea teatrului, probabil că nici nu și-a imaginat că viața poate fi și dincolo de el. Știa un singur lucru, că trebuie să fie actriță, să curgă rânduri de sudori, pentru a se convinge pe ea însăși și să facă performanță. Nu exista cale de mijloc. Și a ajuns la țintă, oricât de mult a încercat-o viața. De câte ori a îngenunchiat-o cu zâmbetul pe buze, a luat-o de la început și își spunea că este în colecție. Nu știu de ce mă duce gândul la poezia ce ar putea să fie baladă pentru Alexandra. Și doar Sorina Soare avea să simtă pulsul copacului părăsit în poezia pe care a compus-o. E acel strigăt care s-a oprit pentru o clipă din zbor și, ca dezechilibrul să nu-i fie fatal, și-a continuat ecoul în curgerea timpului. Chiar dacă copacul se clatină zdruncinat de durerea frunzelor ce se desprind dureros de încet, el își găsește un echilibru. Rămâne un spectator resemnat, lucid și fidel, care veghează în decorul pastel. El știe că fluturii nu vor fi duși de prima suflare de vânt, că iarba nu o să dispară brusc în pământ, că umbra nu îi va fi luată atât de curând. Tulburătoare iluzii, risipite pe rând, în boabe de struguri, în aerul ce păstrează încă miros de cicoare, în sunete ce compun, elegant și solemn, rapsodia vieții. Atenție! Se cântă! Alexandra Velniciuc, bine ai venit la Oameni și Păreri! Mulțumesc din suflet! Atenție, se trăiește, aș spune eu, după descrierea asta și după prezentarea pe care ai făcut-o, foarte frumoasă. Nu mă așteptam. Rar mi s-a făcut o introducere poetică într-o emisiune. Bine v-am găsit! Se spune că dacă păstrăm copilăria din noi, nu vom îmbătrâni niciodată. Se spune. Da, eu cred că nu trebuie să ne ghidăm după tipul ăsta de clișee. Eu cred că trebuie să trăim așa cum simțim. Și cel mai mult mi-a plăcut când ai spus că m-am înscris în maratonul vieții. Asta facem toți. Important este, înscriindu-ne în acest maraton, să ne descoperim pe noi înșine. Și să descoperim care este calea noastră față de noi. Adică e atât de important, cred, să faci ce simți și ce-ți place. Și din punctul ăsta de vedere, da, eu sunt o privilegiată, pentru că mi-am putut permite luxul să fac profesia pe care mi-am dorit-o încă de mică. E un mare avantaj. Aș vrea să începem cu cea mai frumoasă etapă a vieții, până la urmă, copilăria. Cum era Alexandra în Bucureștiu anilor 90?
chiar în cel al anilor 80, pentru că eu m-am născut în 80, era, cred că era exact cum sunt și acum, numai că puțin mai mică și cu mai puțină experiență. Eu nu cred că m-am schimbat mult și vreau să cred despre mine că nu m-a pervertit viața și că nu m-a îngenunchiat în sensul în care să nu pot să mă ridic și în sensul în care să mi se pară că e din ce în ce mai greu. Eram un copil normal, ca toți ceilalți, crescuți într-o perioadă comunistă destul de dificilă, într-o familie de artiști, o familie de artiști care își permiteau să spună ceea ce gândesc în casă. Un copil care atunci când ieșea pe stradă trebuia să fie precaut și să nu spună tot ce aude în casă. Și probabil cei care au trăit perioada aia știu la ce mă refer. Eram un copil normal, un copil care mergea la o școală normală. Nu am făcut școală de muzică, am făcut pian în particular. Un copil care avea o familie în care se simțea foarte bine și care i-a creat un cocon foarte fericit în care m-am putut dezvolta, o familie care a avut abilitatea și talentul, dacă vrei, să nu-mi spună niciodată nu se poate, dar asta nu pentru că citiseră în cărți de psihologie și de pedagogie infantilă, nu. Nu-mi spuneau nu se poate pentru că au simțit că sunt un copil care nu poate funcționa sub imperiul lui trebuie sau sub imperiul lui nu. Dacă îmi spuneai trebuie să faci ceva, nu făceam niciodată. Dacă îmi spuneai nu face asta, acel lucru îl făceam. Nu eram neapărat îndărătnică, dar nu-mi plac ce tipul ăsta de constrângere. Și atunci ai mei au înțeles că trebuie să mă ghideze corect pe făgașul bun, fără ca eu să-mi dau seama. Cred că a fost o provocare și pentru ei, dar au făcut-o cu dragoste, în mod evident, și au făcut-o cu talent, cu har pentru asta. Ce te-a împins către actorie? Care au fost resorturile? Păi eu știu ce m-o fi împins. Nu știu. Tata, cred. Nu. Domnul Ștefan Velniciuc a avut un rol. Nu, tata nu m-a împins către actorie. Din potrivă, tata a încercat să mă ferească de profesia asta. Nu mi-a spus niciodată să nu faci teatru, dar el... Indirect, puterea exemplului. Da, el el în forul lui interior cred că spera ca eu să nu fac teatru, deși își dădea seama că e cam imposibil, pentru că am crescut în mediul ăsta. Există și copii care crescând în lumea asta vor să facă cu totul altceva, să depășească stadiul ăsta de artistic al familiei. Dar eu nu am fost caz, n-am fost un astfel de caz. Am crescut într-un mediu artistic nu numai datorită lui tata, și datorită maică-mii cu muzica și datorită bunicii mele care era și care trăiește, are 94 de ani și era solistă la opera să română, mulțumesc. Adică eu am crescut în lumea asta. Artiștilor. Și cred că și interioritatea mea predispune pentru lumea artistică. Probabil că dacă aș fi avut o minte îndreptată către zona de real, probabil m-aș fi dus către așa ceva. Numai că și eu simt, adică și eu am sufletel de artist așa, n-aș fi putut să fac matematică sau IT sau inginerie sau... Nu că nu m-ar fi dus mintea, am convingerea că mintea m-ar fi susținut și în așa ceva. Da, cred că era păcat. Ai activat în mai multe domenii, ai mai multe pasiuni. Actorie, televiziune, radio. Ești multifacetată. Ești un om al televiziunii care are background de actriță sau invers? Nu, sunt o actriță care a făcut toate laturile tangențiale meseriei ei. Adică am făcut televiziune pentru că așa a fost. M-a luat la un moment dat în Gerașul de unde eram și a zis: ia du-te tu și acolo. Și eu sunt un om foarte, serios și foarte responsabil și respect tot ce mi se oferă și am simțit dintotdeauna că trebuie să respecti oamenii cu care intri în contact. Și atunci oriunde mă pui și orice mă faci, orice sarcină îmi dai, eu încerc să fac cât mai bine cu putință și încerc să învăț acel lucru. Habar n-aveam ce înseamnă televiziunea, decât așa, că stăteam și mă uitam la televizor, dar nu știam ce înseamnă. Și am încercat să învăț, am încercat să iau contact cu oameni care știu lucrurile astea și am avut imensa șansă de a întâlni profesioniști adevărați din televiziunea publică. Oameni pe care cu greu îi regăsești în alte
televiziuni, mai ales acum, pentru că sunt oameni care s-au format într-o anumită epocă, care aveau o anumită precizie, nu era ca acum în televiziune. Și acum în televiziune există profesioniști adevărați, dar eu mă refer la ăia care au făcut și istorie în televiziune. De la ei am putut învăța foarte multe lucruri. Mi-a plăcut televiziunea și îmi place televiziunea și în momentul de față îmi lipsește televiziunea, pentru că eu am făcut direct. Directul nu se compară cu nimic pe lumea asta. Când știi că ai șansa montajului, te lași în scări. Zici, lasă, m-am bâlbâit, o mai iau o dată, nu contează, nu, la direct, aia te concentrezi mai mult. E one take. Na. La direct, ai intrat, ai zis, te duci. Fluviu, n-ai ce să faci, nu te mai poți opri. Unde să te oprești? Doar dacă pică curentul și nu intră generatorul. Altceva nu se poate întâmpla. Și am avut tot felul de evenimente în direct. Mie direct îmi place, adică eu sunt om de trăire cu adrenalină. Eu sunt om de spontaneitate. Eu nu pot, de exemplu, nu pot, am încercat, nu pot să citesc de pe prompter. Nu pot. Duc o frază, după care vreau să bag ceva de la mine, pierd șirul prompterului, s-a terminat, nu mai vreau, lăsați-mă să vorbesc liber. Știu ce, ziceți-mi doar care e drumul, care să fie firul roșu. Și de acolo mă duc eu și vorbesc, n-am probleme. Da, am făcut și televiziune, mi-a fost foarte frică de radio. Pentru că la radio trebuie să suplinești tot ce ești din punct de vedere fizic cu vocea. Și mi-a fost foarte teamă de radio, dar mi-am depășit aceste neîncrederi până la urmă și am făcut și radio fără să fac emisiuni de radio pe care să le prezint. Am făcut niște cursuri de limbă italiană la radio, am făcut niște emisiuni superbe pe care le făcea un domn Buruiană, îl chema, din radioul public și am făcut niște seriale, dacă vrei, de poezie românească. O bucurie, am descoperit acolo niște versuri minunate ale unor autori mai puțin cunoscuți sau mai puțin folosiți, ca să zic așa. Da, am făcut și, m-a iubit Dumnezeu, am făcut și radio, am făcut și televiziune, am făcut și film, am făcut și publicitate, am făcut. Adică dacă ar fi acum, la 40 de ani, să trag linie și să zic până aici a fost, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut tot ceea ce alții și-ar putea dori într-o viață. Chiar am făcut și sunt atât de recunoscătoare și fără ipocrizie și fără, eu chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru tot ce îmi dă și îmi dă. Bunătățile lui Dumnezeu sunt nenumărate. Care a fost startul în aceste pasiuni ale tale? Televiziunea, actoria, radioul? Da, cred că traseul meu s-a construit pe nesimțite. Adică n-am fost conștientă, am intrat la facultate la 18 ani, ducându-mă de una singură, fără ca tata să știe, a aflat că m-am înscris la facultatea de teatru pentru că urma să fie în comisia de admitere și s-a spus, domnul Velniciuc, știți că nu mai puteți fi. De ce? A zis el. Pentru că admiterea la teatru se dădea în perioada verii. Întotdeauna când erai în comisie, ți se cam înjumătățea vacanța, cam asta era ideea și de obicei oamenii voiau să aibă o vacanță cât mai lungă, acea vacanță universitară de 3 luni. Și mă rog, era anul în care tata își pusese mâinile în cap că o să aibă vacanță mai scurtă și a fost sunat de la facultate și i s-a spus nu mai puteți fi în comisie. De ce? Păi știți că s-a înscris Alexandra. Cum s-a înscris? S-a înscris la teatru? Da. Bun, a venit acasă, eu nu mai stau cu tata de la vârsta de 7 ani de când m-au dat la școală, pentru că au vrut să nu fiu copil cu cheia de gât și m-au dat la școală în centru, tata stând și acum în apartamentul în care eu m-am născut, în drumul Taberii. Și a venit la mine, la bunici, și a zis, Buți, tu dai la teatru? Și am zis, tată, lasă-mă să încerc o singură dată. Îți promit că dacă nu intru din prima, nu mai dau niciodată. Dar lasă-mă să-mi fac și eu damblaua asta. E, am intrat din prima și aia a fost. Îi promisesem că voi da la limbi străine, că voi face engleză-japoneză. Pentru că eu am avut un parcurs încă de la grădiniță. Am făcut limba engleză și am fost la grădiniță de stat
după care la grădiniță privată pe vremea aia, unde învățam limba engleză, după aia am făcut școală cu predare în limba engleză, școala 5 din Piața Amzei, și după aia m-am dus la George Coșbuc, care este liceu bilingv cu predare în limba engleză. Deci era un parcurs oarecum firesc, ca eu să dau la limbi străine, era și credibil pentru tata, dar eu știam că o să dau la teatru, numai că am știut să-l duc așa cu zăhărelul până în ultimul moment. Am dat la teatru, am intrat. M-a luat la clasă doamna Sanda Manu, care mi-a fost profesoară 2 ani de zile. După aceea ne-a preluat domnul Ion Cojar următorii 2 ani, pentru că pe vremea mea se făceau 4 ani la facultate, nu 3. În timpul facultății deja am început să primesc ofertele alea mult visate de a face teatru. Televiziunea o întrerupsesem, pentru că eu am debutat în televiziune la 16 ani, la Duminica în Familie, emisiunea pe care o prezenta Mihaela Rădulescu, și era făcută de, mă rog, de o echipă de mari profesioniști. Și în momentul în care am intrat la facultatea de teatru, eu am decis că nu voi mai avea timp pentru televiziune. Și m-am oprit din a mă mai duce acolo. Prezentam concursurile din cadrul emisiunii și țin minte, am crezut că au făcut mișto de mine, pentru că eu graseam, după cum am zis și mai devreme. Și trebuia să spun cine a câștigat și ce a câștigat. Mă, și nu-ți spun că la un moment dat, într-una din emisiunile, în direct, Duminica în Familie, emisiune foarte vizionată la vremea aceea, Alexandra Velniciuc a trebuit să zică așa: domnul Gheorghe Gheorghe, din Sfântul Gheorghe, a câștigat 3 cărți de la editura Rao. Măi, aveam senzația că nu se mai termină, aveam senzația că și-au bătut joc de mine. Am zis, nu se poate așa ceva. Ce țin minte? Gheorghe Gheorghe, din Sfântul, și nu se mai termina. Mi s-a părut că durează o veșnicie să spun asta. Da. A fost frumos începutul meu în televiziune. Este un virus de care nu scap și nu cred că există vaccin împotriva lui și ar fi și păcat să existe. Ador televiziunea, aia adevărată, televiziunea pe care nu o poate face oricine. Televiziunea aia care demonstrează că trebuie să fii profesionist pentru a o putea o face. Și de-a lungul timpului, doar cei care au rămas și despre care încă vorbim sunt cei care au făcut televiziune cu adevărat. Fie că acum sunt în conuri de umbră, fie, nu contează. Dar cine crede că la televiziune poate apărea și că este așa o generație spontanee de fete frumoase care apar, sunt dive, nu e așa. Trebuie să ai multă consistență ca să poți face televiziune sub această aparentă superficialitate. Care sunt calitățile pe care trebuie să le întrunească o prezentatoare TV, dar o actriță? Cumva converg? Da, cred că ele converg. Cred că sunt calități pe care trebuie să le aibă un om, nu o prezentatoare TV sau o actriță. Nu pot să ți le dau așa bolduite cu liniuțe, așa cum poate ți-ai dori. Cred că trebuie să fii un om complex ca să poți face și teatru și televiziune, sau teatru sau televiziune. Cred că trebuie să fii un om profund, cred că trebuie să fii un om cu o lume interioară pe care să o poți oferi, să ai multe sertărașe pe care să le poți deschide la nevoie. Cred că trebuie să fii un om citit, care să poți jongla cu informațiile și să poți specula în funcție de oamenii cu care te întâlnești în fața camerelor, discuții interesante. Cred că trebuie să ai o mare, mare doză de spontaneitate. Trebuie să fii un om deschis, un om liber, un om care să știi să-ți controlezi emoțiile, pentru că cine zice că nu are emoții minte, nu există să n-ai emoții. Și dacă n-ai emoții, nu ești om. Trebuie să ai emoții, dar trebuie să știi să ți le ponderezi și să știi să ți le să ți le faci prietene cumva. Deci trebuie să fii un om integru până la urmă. Astea sunt calitățile pe care trebuie să le ai în orice profesie și în orice domeniu. Care sunt elementele de bază care te ajută să faci față emoțiilor? Mintea. Mintea te ajută să faci față emoțiilor. Când știi că ai o treabă de făcut, nu mai ai timp de emoții. Întotdeauna am emoții când urc pe scenă, întotdeauna. Și indiferent de experiența pe care o dobândești, ai emoții.
Dar mintea îți spune că ai o treabă mai importantă de făcut decât trăirile tale și umorile tale. Mintea îți spune că trebuie să construiești un rol preluat din punctul A până în punctul B, deci trebuie să-i oferi spectatorului parcursul devenirii tale ca personaj și atunci nu mai ai timp de emoții. Le înglobezi, ți le faci parte din ceea ce ești tu în momentul respectiv. Da, parte integrantă din tine. Nu trebuie să le reprimi. Nu, trebuie să știi, este o prostie să le reprimi, da. Și nici nu poți să le reprimi. Adică emoția înseamnă trăire, înseamnă vibrație, înseamnă sensibilitate, înseamnă vulnerabilitate. E nevoie de toate lucrurile astea. Noi nu trebuie să fim roboți. Noi nu trebuie să fim impenetrabili. Noi nu trebuie să fim minți teleghidate de alții. Noi nu trebuie să trăim după clișee. De asta nici nu pot să-ți dau așa cu liniuță care sunt caracteristicile. Nu știu care sunt. Un tot unitar fac ca omul să fie plăcut sau nu în mediile în care este expus. Nu-mi plac cărțile de psihologie astea de tarabă care învață oamenii cum să-și depășească emoțiile. Păi cum să ți le depășești? Cunoscându-te pe tine însuți. Poți tu să-mi spui cum să-mi depășesc eu emoțiile? Niciodată! Niciodată! Întotdeauna am recurs la mintea mea și când mi-a fost greu am revenit la mine și la Dumnezeu. Atât. Eu nefiind o credincioasă habodnică, chiar nu sunt, dar cred și simt că există o forță care mă ajută și o simt că e cu mine și când mi-e greu, simt că mă duc așa pe un nor. Da, chiar simt asta. Că tot spui de greutăți, care au fost obstacolele, barierele pe care le-ai întâmpinat în decursul carierei, fie că vorbim de televiziune, fie că vorbim de actorie? Măi, barierele sunt multe. Eu am pornit la drum cu handicapul de a fi fata lui tata. Ți se pune o ștampilă. M-am ferit permanent și eu și tata de chestia asta. Tata nu m-a ajutat niciun fel în profesie. Tata nu mi-a pus vreodată o vorbă bună. Într-un fel, cum să zic, mi-era și ciudă că aș fi avut acces mai facil la un teatru, de exemplu. Eu m-am angajat acum 3 ani într-un teatru de stat. Tata niciodată nu a zis ia-o și pe fimea, cheamă-o și pe fimea la un casting. Niciodată n-a făcut asta. Și asta mă bucură, pentru că tot ce am făcut am făcut exclusiv datorită forțelor mele și datorită dorinței mele de a-mi demonstra că pot. Întotdeauna competiția e cu mine însămi. Eu niciodată nu m-am comparat cu alții. Niciodată nu mi-am dorit să fiu ca alții. Și poate ăsta e motivul pentru care eu chiar simt că sunt un om fericit. Singura competiție și singura dorință de a depăși ceva a fost propria în persoană. Propriile mele limite. Fac foarte mult sport și n-aș minți. Fac foarte multă mișcare. Și mi se pare extraordinar cum în momentele când simt că nu mai pot, reușesc să-mi adun forțele mentale și să depășesc pragul ăla. Mi se pare cel mai minunat lucru pe care un om îl poate descoperi despre el însuși. Să-ți depășești limitele. Țintele se stabilesc în funcție de noi, nu în funcție de ceilalți. Eu nu vreau să fiu ca X. Nu! Eu vreau să fiu ca mine, respectându-l și plăcându-l pe X, dar ca mine, nu ca el. Cât de important este, din ce spui, să ai propriul stil, să nu fii tras la indigo sau trasă la indigo după cineva, să nu semeni cu cineva, ci să fii tu însăți. Propriul stil decurge din felul în care gândești. Nu poți să ai un stil, nici vestimentar, nici de atitudine, nici de nimic, încercând să te uiți în reviste, încercând să te îmbraci, să vezi că aia s-a îmbrăcat așa, ia să mă îmbrac și eu așa. Și după aia să vină deziluzia, dar pe mine de ce nu arată la fel haina respectivă? Dar pe mine machiajul ăla de ce nu stă la fel? Simplu, pentru că ești alt om. Stilul decurge din felul în care trăiești, din felul în care gândești, din felul în care ți-ai construit lumea interioară. Și ăsta e motivul pentru care eu fac pledoarie pentru lectură, dar nu lectura
aceea a buchei cărții, nu lectura aceea de școală obligatorie, aia poate nici nu te ajută în viață. Îmi asum ce spun. Important e să găsești ceea ce te face pe tine să te dezvolți, ceea ce îți place ție, să găsești acele lecturi care să te atragă. Nu lectură de pe tarabă că știi tu, ai citit un articol, că trebuie să citești romanul nu știu care. Poate persoana care a scris articolul a simțit ceva și a vibrat citind acel roman, dar s-ar putea ca tu să ai o imensă deziluzie și să vezi că nu e nimic comun cu părerea pe care a avut-o cel care a scris articolul. Adică trebuie să te descoperi, dar pentru asta trebuie să-ți lași libertatea de a o face. Spuneai mai devreme că este foarte importantă autoperfecționarea în televiziune. Cum vezi tu emisiunea ideală? Nu știu. Nu știu cum poate fi emisiunea ideală. Sunt un mare consumator de televiziune italiană. Au o școală de televiziune imbatabilă, după părerea mea. Au un mare respect față de artiștii de dinaintea lor. Și asta mi se pare extraordinar. Pentru că dacă avem senzația că lumea începe odată cu noi, suntem într-o imensă eroare. La televiziunea italiană vezi acel melanj fericit de spontaneitate cu lucruri fixe. Știu să-și stabilească jaloanele prin care au de trecut, în așa fel încât nu-ți dai seama. Nu-ți dai seama la televiziunea italiană când vorbesc liber și când citesc. Nu îți dai seama. Fă acest exercițiu, că ești om de televiziune. Uită-te la o emisiune de divertisment a italienilor. Sunt fabuloși. Fabuloși. Rețetele plus minus sunt aceleași. Cărțile se scriu din cărți, formatele de televiziune la fel. Dar cred că contează foarte mult strălucirea aceea a omului care este pus în condiția de a prezenta emisiunea sau de a conduce emisiunea sau de a gândi emisiunea. Nu știu să zic cum arată emisiunea ideală. Eu nu mă pot uita la orice. Nu mă pot uita la formate din astea fixe pe care noi le refacem la nesfârșit. Nu mă pot uita. Dacă nu aduce o contribuție personală unui format importat și dacă nu-l adaptezi autenticității acestui popor, nu cred că poate funcționa. Adică nu orice rețetă iese la fel la toate gospodinele. Una îmi pune un vârf de sare în plus și dă picanteria aia care trebuie mâncării. E vorba de finețe, e vorba de nuanțe aici. Nu există alb sau negru, întotdeauna există gri. Întotdeauna culorile, alb și negru nefiind culori, se întrepătrund. Adică nu există tușe groase și ferme. Ți se pare că am importat emisiuni și că nu le-am dat o notă personală? Da, da. Da. Da, mi se pare, acum piața este în continuă mișcare. La început importam emisiuni care nu se calau pe structura noastră. Ulterior însă, asta e o lungă discuție, publicul cere, noi dăm ce cere publicul, nu știu dacă e chiar așa. Dar un lucru e cert, am reușit să distrugem generații dându-le formate importate care nu s-au adaptat deloc necesității românilor. Am reușit să distrugem generații întregi. Și repercursiunile se vor vedea în timp. Copiii ăștia care umplă bezmetici pe stradă acum și care nu mai au pic de responsabilitate față de ei înșiși, nici măcar nu sunt în stare, având căștile în urechi, să se uită dacă trece mașina când vor ei să traverseze. Au senzația că li se cuvine să traverseze strada și că dacă mașina trece când ei vor să treacă, ăla e un bou. Mă, nu e așa. Ăsta e un sistem de gândire foarte perfid, care s-a format în timp și din cauza și nu datorită unor emisiuni de televiziune. Să înțeleg că televiziunea nu mai este un mijloc de expresie care formează și informează oameni. Care formează, nu. Televiziunea nu mai formează de mult sau formează foarte distorsionat, ceea ce este periculos. Un mijloc de informare, nu cred că a avut cineva naivitatea să creadă că ar fi televiziunea. Este un mijloc de manipulare, foarte deștept. Nu cred că e un mijloc de informare și cine crede asta se înșală amarnic. Televiziunea este foarte necesară.
Dar cred că ar trebui să existe o sită care să cearnă mult mai drastic decât o face acum. Nu oricine poate ajunge la televizor așa cum se crede. Fiind o divă de carton, poți influența un popor. Nu. Eu am înțeles printre rânduri că tu ai făcut televiziune crezând că vei fi de ajutor. Da. Am fost de ajutor. Noi cu emisiunea Atenție se cântă, pe care a inițiat-o domnul Moculescu, Horia Moculescu, pe care nu știu câți și-l mai aduc aminte, apropo de ce vorbeam de a ne respecta valorile. Horia Moculescu este un om la 84 de ani, valid, care compune, care cântă la pian, care încă trăiește pentru muzică. El nu e un decrepit care stă în casă și se târâie din bucătărie în baie. El este un om care încă are ceva de spus, un om cu discurs, un om care poate să dea sfaturi, că a ajuns la vârsta senectuții și își poate permite asta. Cine îl mai cheamă? Cine îl mai întreabă? De ce nu o fac? Că dacă ar fi un gagarisit, aș zice, domne, nu mai poate, gata. Asta e, până aici a fost. De un om care încă mai încă există. Da. Vezi, aici este marea greșeală a noastră, a tuturora, pentru că tolerăm tipul ăsta de atitudine. Îți spuneam de televiziunea italiană că își respectă valorile și m-am uitat anul ăsta la San Remo, care s-a făcut fără public în sală, unde au chemat o mare artistă care are 83 de ani și care a venit să cânte pe scena festivalului. Și nu li s-a părut penibil și nu li s-a părut ridicol că femeia aia, care sigur își purta vârsta, că avea vârsta aia, dar a venit și a cântat. S-a înfipt pe două picioare în fața microfonului și a cântat din toți plămânii ei. Respect pentru o astfel de atitudine a italienilor. Acum, orice fată frumușică, că noi suntem o țară cu femei frumoase, orice fată frumușică are senzația că poate fi divă. Măi, fătucu, dar ce ai făcut tu ca să fii divă? Ce ai tu de oferit publicului ca eu să mă uit la tine? Eu nu vorbesc aici de bibliotecile citite. Eu vorbesc de interioritate, de bogăția interioară, care nu vine neapărat din câte cărți ai citit. Ce ai tu să-mi oferi mie? Ce învăț eu dacă mă uit la tine? Despre asta este vorba. Și da, eu, ca să revin la emisiunea Atenție se cântă, da, eu am simțit că pot oferi și că fac bine prin prezența mea acolo, a mea și a celor cu care am făcut televiziune, pentru că nu se poate face o emisiune de succes fără echipă. Nu este, deși pare individualistă forma asta de manifestare, nu e deloc. Tu în spatele tău ai un producător, tu ai un om care te susține din umbră. Nu se poate altfel. Și noi la Atenție se cântă am făcut un lucru extraordinar. La noi în emisiune au debutat foarte mulți din cei care astăzi au sute de mii de vizualizări. Foarte mulți din cei care astăzi sunt pe toate radiourile din România. La noi au debutat nume care acum sunt wow, zici, mamă, e în concert, nu știu care. Da, eu i-am văzut crescând. Au fost copii pe vremea când veneau la noi. Și noi ne duceam în festivaluri de copii din țară, pe vremea când se făceau, și racolam copii talentați. Și îi aduceam în emisiune. Și mai mult decât atât, îi confruntam cu soliștii consacrați. Adică într-o emisiune de-a noastră erau și copii și nume mari. Uneori chiar cântau împreună. O experiență pentru un copil care vrea să facă drumul ăsta. Da, eu am simțit că am ce oferi la momentul respectiv. Și crede-mă că dacă aș simți acum că n-aș avea ce oferi în televiziune, nu mi-aș mai dori să fac. Că eu totuși sunt un om care își cunoaște lungul nasului și știu cât pot și știu care-mi sunt limitele. Și mi-aș dori să fac televiziune pentru că simt că am acumulat suficientă experiență încât să pot oferi mai departe. Cum ai gestionat programul aglomerat ce rezultă din pregătirea emisiunilor?
Și nu numai. În timpul în care făceam televiziune, făceam și teatru, făceam și radio, făceam și publicitate, le făceam pe toate. De unde atâta energie? O ai, pentru că tot ce faci te încarcă. Dacă îți place ce faci, nu simți oboseala. Sigur că uneori cazi lat. Ajungeam acasă seara și aveam senzația că nu mai am putere nici să mă duc până la pat. Dar te încarcă și îți găsești resursele. Și se poate. Am avut o perioadă foarte grea în urmă cu 2 ani, 3 ani, când jucam foarte mult pentru că mi-am dorit să joc foarte mult și știi cum e, dacă îți dorești cu adevărat, Dumnezeu îți dă. De aceea e și vorba, ai grijă ce-ți dorești. Mi-am dorit foarte mult să joc și am primit acest dar minunat. Numai că ajunsesem să joc câte 2 spectacole pe zi, pentru că eu sunt angajată la Teatrul de Copii, la Teatrul Ion Creangă, și dimineața jucam, după care seara aveam spectacole la Teatrul Elisabeta, acolo unde de 6 ani de zile joc și jucam aproape în fiecare seară. Este un teatru privat, un teatru care se susține exclusiv din vânzarea biletelor, și jucam mult. Și îmi plăcea. Iar la prânz repetam, dacă te întreb ce făceam. De obicei, dacă cineva mă vede în mașină mâncând, machindu-mă, uneori aranjând un bijuterii și așa, nu este pentru că nu sunt atentă la trafic, ci pentru că trebuie să fiu foarte rapid în alt loc. Și îmi place chestia asta, mă provoacă și dacă am putut odată, înseamnă că mai pot și de acum încolo. Eu mi-am propus cam 50 de ani de acum încolo să mai pot. Deci, atenție, fac parte dintr-o familie longevivă, bunica mea trăiește, bunica cealaltă a mea s-a prăpădit de curând, dar tot la o vârstă înaintată. Deci feriți-vă că am genă bună. Ce presupune să lucrezi într-un teatru privat? Aș vrea să facem o comparație între acesta și teatrul de stat. O, Doamne, e cu totul altceva. E o altă lume în care și eu am intrat destul de timid, pentru că n-am știut ce înseamnă. La Teatrul Elisabeta, într-un fel, eu nu sunt doar actriță, adică eu nu sunt mercenar, nu mă duc joc, iau banii și plec acasă. Tot sufletul meu este acolo. Asta ne însemnând că în alte proiecte nu e tot sufletul meu, dar am un suflet mare. Și nu pot, dacă nu iubesc ceea ce fac și dacă nu cred în ceea ce fac, nu pot. Teatrul Elisabeta este un teatru pe care l-am construit încet, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, pusă foarte, foarte sănătos, așa, cu o echipă de oameni care nu se văd, de marketing, de tehnicieni de teatru, de oameni care robotesc în jurul nostru ca noi să strălucim, o echipă de artiști pe care am format-o și pe care i-am adunat așa, argumentul și criteriul cel mai important fiind acela al compatibilității umane dintre noi. Pentru că degeaba un actor este uriaș, este un talent imens, dacă nu știe să fie și prieten, dacă nu știe să formeze echipă, dacă nu știe să fie cald, inclusiv cu cei care nu se văd. Deci sunt aceste 2 echipe de administrație, să zic așa, și de artistic, cu 2 oameni extraordinari care au avut curajul și nebunia să facă teatru, Mihaela Drăgan și Patrick Paraschiv, cu un om care, mă rog, a devenit așa, sună pompos, dar de fapt înseamnă multe nopți nedormite, directorul artistic al teatrului, care este Șerban Puiu și care este partenerul meu de viață de 21 de ani, și care nu doarme nopțile ca să gândească strategia artistică a teatrului. Profesia de actor este o profesie care presupune multă muncă, dublată de exigența și rigoarea celui care dirigează ansamblul, regizorul. Ce însemnătate are pentru tine regizorul? Ce loc ocupă în profesia ta? Soțul tău este Șerban Puiu, este regizor. Da. Eu sunt un actor care nu poate fără regizor. Dacă mă întreb ce rol are regizorul în ecuația unui spectacol, aș zice major și de neînlocuit. O trupă de actori fără regizor este o turmă bezmetică. Nu putem, pentru că suntem individualiști, pentru că gândim doar pe filonul nostru, doar pe rolul nostru. Întotdeauna trebuie o minte limpede care să vadă imaginea de ansamblu. Și ăsta este regizorul.
Regizorul întotdeauna trebuie, regizorul bun trebuie să știe ce vrea, în primul rând, pentru că există o categorie de regizori care vin și lasă pe actori să facă ce cred ei de cuvință. Și atunci aia nu mai este o creație artistică a regizorului, ci a trupei. Cred foarte mult că trebuie ca un regizor să știe ce vrea, să vină cu temele făcute și să știe să propună, să știe să farmece actorul în așa fel încât actorul să meargă pe drumul propus de regizor. Eu cred în primatul regiei și cred că fără regie nu se poate. Din păcate, există spectacole contemporane care demonstrează că nu se poate fără actor. Care demonstrează, pardon, că se poate fără actor. Adică actorii devin niște marionete, așa, teleghidate la propriu de regizor. Nu mai vezi personalitatea actorului, nu mai vezi omul actor. Vezi niște roboței așa prin scenă. Da, din păcate, fără actori se poate face regie, dar actorie fără regizor nu cred. Soțul tău, Șerban Puiu, a afirmat într-un interviu: trebuie să ai grijă ca întreaga sală, ca entitate, ca o inteligență colectivă să funcționeze. Cel mai mare pariu al unui regizor într-un spectacol este să adune mintea împreună a spectatorilor. Ei vin din diferite locuri, au diferite formații, orientări culturale. Și tu, la un moment dat, când s-a ridicat cortina, trebuie să ai capacitatea să-i aduni, să fie o inteligență colectivă. Întâmplător, Șerban este un om foarte inteligent, foarte instruit. Șerban e o minte, dincolo de faptul că e actor, că e și actor și regizor, pentru că Șerban a terminat și actorie. Șerban a renunțat la actorie pentru a deveni regizor, dar a terminat ambele facultăți și la profesori mari. A terminat la Cojar actorie și la Moisescu regie. Da, Șerban este o minte în orice domeniu l-ai pune. Șerban este un om care devorează cărți și care rescrie cărți în urma celor citite. E un om care are o viziune de ansamblu a vieții în general. E profesor la Facultatea de Teatru și ăsta este un alt motiv pentru care eu iubesc casa de suflet a noastră, care se cheamă Teatru Elisabeta, pentru că acolo noi încercăm să creăm o școală de teatru. Știi, se spune că meseria asta se fură. Se spune că nu e suficient să absolvi facultatea de profil ca să devii actor. Trebuie să simți scândura scenei, trebuie să fii acolo, alături de alți actori. Și noi la Teatru Elisabeta preluăm copii talentați din facultate, care sunt de obicei studenții lui Cerban, și îi aducem cu noi pe scenă. Învață și ei de la noi și noi învățăm de la ei. Este o infuzie de prospețime foarte benefică într-o trupă de teatru. Și Șerban formează oameni, nu actori. Șerban formează oameni, Șerban formează minți. Și chiar asta face. Poate câțiva din cei care au fost studenți nu mai profesează, dar i-a dezvoltat ca oameni. Le-a deschis mintea, i-a făcut să înțeleagă că nu ăsta e drumul lor. I-a făcut să înțeleagă că poate sunt mai buni în alt domeniu, tangențial profesiei noastre. Le-a deschis unora apetitul pentru lectură. Șerban este un formator de minte și de opinie. Șerban este un tank, motiv pentru care el e șeful trupei noastre. Dar nu pentru că s-a impus, el a dat cu pumnul în masă și a zis: de azi eu sunt șeful. Nu, nici vorbă. Dar are o forță de a aglutina în jurul lui și da, mergi pe mâna lui. Multă vreme eu nu am vrut să joc în regia lui Șerban, pentru că am zis că nu e cazul și că fiecare poate pe compropriu și eu nu sunt o împiedicată să am nevoie de susținerea soțului. Adică eu cred că dacă n-aș mai juca în spectacolele lui Șerban, n-aș muri de foame. Eu nu sunt genul ăla de m-a luat, m-a crescut și m-a făcut actriță. Sigur, datorită spectacolelor lui eu m-am dezvoltat. Eu n-am jucat însă numai în regia lui. Dar orice spectacol îți aduce un plus de experiență binevenit în profesia noastră. Dar nu e genul ăla de relație că hai să-i dau și să ia un rol săraca, că nu ia nimeni. Nu e așa. Noi ne-am format împreună. Sunt 21 de ani în care, nu-mi place să zic că am crescut împreună, dar ne-am mers umăr la umăr și ne-am susținut. Știi, când unuia e greu, ălălalt vine și contrabalansează. Da,
Da, Șerban e un regizor și eu cred în Șerban ca regizor și eu cred în toți regizorii cu care am lucrat. Pentru că îmi spuneai că ești din Buzău, eu mi-am făcut debutul într-un spectacol pe care l-am adorat, care se numea Acolo Departe, era la Buzău, la Teatrul George Ciprian și regia îi aparținea lui Răzvan Dinca. A fost debutul meu în teatru, de fapt. Da, eu dacă nu cred în regizorul cu care lucrez, nu pot să merg mai departe. Adică nu pot să pun așa un zid și să zic, da, hai, bine, lasă, zi tu ce vrei, că eu fac ce știu. Nu pot chestia asta și mi se pare o lipsă de respect față de regizor. Dacă simt că nu pot funcționa cu el, plec din proiect. Prefer așa, mi se pare mai onest. Și îmi iubesc regizorii și cred în ei și merg pe mâna lor. Sunt genul de actor căruia îi place să fie provocat către direcții pe care nu și le-ar fi imaginat în absența regizorului. Îmi place. Spuneai că soțul tău este profesor la facultatea de teatru. Tatăl tău, profesor universitar la facultatea de teatru. La aceeași facultate. Oare ți le-ai ales după tiparul tatălui, mă gândesc? Nu. Chiar n-are nimic comun cu tata. În afara faptului că e și el în facultate, chiar nu au nimic comun. Nu sunt genul de fată care să fi urmat modelul tatălui în sensul ăsta. Să-și găsească un echivalent masculin. Nu. Mai ales că eu nu am dus lipsa tatălui. Adică eu cu tata am o relație foarte bună, suntem prieteni, tata e... Nu, n-au nicio legătură, n-au nicio legătură de structură comună. Dar au fost împreună la catedră. Tata era profesor și Șerban era lector la momentul respectiv, după care Șerban a devenit conferențiar. Au fost împreună la catedră și era ciudat, nu mi-au fost mie profesori amândoi deodată, dar tata mi-a fost profesor de dicție, iar Șerban mi-a fost asistent la facultate. Adică mă știe de mică. Ce conjunctură frumoasă. Da, și frumoasă și dificilă, pentru că trebuia să facem așa un fel de slalom, știi? Na, eram și fata lui tata, eram și iubita asistentului. Ciudățel. Dar nu ne-a luat Dumnezeu mințile, niciunuia dintre noi, și am știut să gestionăm, cred, fericit lucrurile astea. Niciodată nu m-am simțit cu stea în frunte față de colegii mei și întotdeauna am făcut aceleași lucruri ca și ei. Eu consider că pentru profesia asta nimic nu poate fi umilitor, nici măcar să speli scena înainte de spectacol. Mie chiar îmi place să fac lucruri de genul ăsta. Mi se pare o formă de umilință frumoasă față de profesie. Și eu cred că fără umilință față de meseriile noastre, oricare ar fi ele, nu se poate merge mai departe. Difele de care aminteai mai devreme, în ruptul capului, nu s-ar în jos într-atât încât e treaba lor. E treaba lor, e viața lor și e relația lor pe verticală. Nici măcar, eu nu vreau să jignesc pe nimeni spunând asta, eu zic dive între ghilimele, eu și de mine zic întotdeauna când mă vezi cărând papornițe, ducându-mă la piață, trag, împing cu mașina, ies noroiată din mașină și așa mai departe, eu întotdeauna zic gata, e și diva, adică nu e un cuvânt peiorativ la mine, nici pe departe, dar nu cred în tipul ăsta de expunere estetică și atât. Cred că trebuie să și conții ceva. Am văzut atâția oameni poate nu fericit armonizați estetic, dar care sunt splendizi pe dinăuntru, nici nu vezi cum arată, că sunt frumoși cu adevărat. Nu contează că ai buzele perfecte, nasul drept și sprâncenele pictate. Nu asta contează în viață. Dacă le ai și pe astea, foarte bine, mulțumește lui Dumnezeu, dar nu e tot în viață. Și vreau să spun ceva, că mă mai întreabă lumea cu frumusețea, cum te întreții, domne, nu mă întrețin, adică fac sport că simt nevoia. Eu nu fac sport din narcisism, eu fac sport că îmi place și e debușeul meu mental. Și sunt convinsă că această carcasă pe care mi-a dat-o Dumnezeu, la un moment dat, se va epuiza, că îmbătrânim, asta e, inevitabil. Contează însă ce rămâne în interior, contează lumina dinăuntru, nu contează că acum sunt așa. Doamne ferește, am un accident și mă mutilează un accident de mașină sau de mai știu eu ce. Bun, da, eu sunt aceeași. Asta zic, nu trebuie să fim sclavii imaginii. Sigur,
Eu sunt un om foarte sensibil la estetic. Eu sunt un om atent la cum se îmbracă oamenii, la cum arată oamenii, la cum se aranjează oamenii. Și da, cred că oamenii, femei, bărbați, nu contează, trebuie să fie aranjați, dar trebuie să fie armonioși cu ceea ce conțin pe dinăuntru. Că dacă ei se fac frumoși pe din afară și când deschid gura sunt o doagă care răsună gol, degeaba ești frumos, degeaba ești îmbrăcat impecabil, degeaba dacă e bună ziua, degeaba. S-a terminat. Ți-ai închis porțile în clipa în care ai deschis gura. Pe măsură ce conversația noastră curge, îmi dau seama din ce în ce mai mult ce om frumos ești. He, Doamne, mulțumesc! Nu, da, sunt, eu sunt așa cum simt și tu acum m-ai cunoscut. Mă văd oamenii pe stradă. Eu nu am nimic artificial sau artificializat pentru public. Eu așa cum sunt pe stradă, sunt și pe scenă, sunt și într-un interviu, asta sunt, cu bune, cu rele, cu defecte, că am defecte, slavă Domnului. Dar asta sunt, gata, mă luați așa sau nu, e simplu. Sau complicat, sau complex, depinde. Valorile spirituale, cine ți le-a transmis? Tot familia, dar nu mi-au zis că trebuie așa, trebuie așa. Familia prin felul lor de a se comporta, prin felul lor de a socializa cu ceilalți, prin felul lor de a se raporta la alți oameni. Toți oamenii au lucruri bune și frumoase în ei. Toți, toți. Trebuie doar să ai disponibilitatea să le vezi, să le descoperi și să ai răbdare. Am învățat în timp cu oamenii trebuie să ai multă răbdare și am mai învățat ceva. Eu nu judec oamenii. Atunci când cineva a greșit față de mine și au fost de multe ori cazuri de genul ăsta, nu i-am condamnat, nu le-am purtat ură, nu am fost ranchiunoasă cu ei. Am încercat doar să înțeleg care a fost resortul interior care i-a determinat să se poarte așa cu mine. Dacă încerci să înțelegi oamenii și să nu-i judeci după tine și după valorile tale, le găsești tuturora lucrurile bune. Dar pentru asta trebuie să ai răbdare și trebuie să le acorzi timp oamenilor. Ar fi o rețetă ce spui tu. Cred că n-am mai fi atât de angoasați. Da. Uite, cu tare m-a privit în maniera asta. Exact. Dacă adică, încerci să-i găsești circunstanțele. Exact, exact. Adică și o fac să știi că eu nu vorbesc aici ca, din cărți ca să pară frumos. Eu chiar asta fac. Sunt oameni care m-au rănit. Major. Și toată lumea zice, bă, dar cum poți să ierți? Cum poți? Cum poți să nu-i dai în cap când îl prinzi? Nu. Pentru că am înțeles de ce a făcut-o și am înțeles care era nefericirea acelei persoane în momentul în care m-a rănit. Și am înțeles, dacă m-aș reîntâlni cu persoana respectivă, i-ar spune, a trecut. Nu am nicio problemă că te-ai purtat în momentul ăla așa cu mine. Dacă ți-ai dat seama, îți mulțumesc, dacă nu, încearcă să te gândești unde ai greșit. Nu cred că trebuie să judecăm oamenii. E cea mai mare greșeală pe care am putea o face. Nu cred că trebuie să pedepsim oamenii pentru greșelile pe care le-au făcut vreodată față de noi. Trebuie doar să iubim și să înțelegem ce a determinat să facă acea greșeală. Pentru că și noi, la rândul nostru, voluntar sau nu, putem face greșeli față de alții. E un circuit pe care dacă l-am învățat cu toții cu adevărat, cred că ne-ar fi mai bine și am fi mai frumoși și am fi mai buni și am fi mai luminoși și am fi mai cu zâmbetul pe buze. Pentru că asta îți dă o liniște interioară foarte importantă. Este nobil ceea ce spui tu. Da, nu știu. E ce simt. Cred că secretul este, zic eu, tu îmi vei confirma sau din contră, că ai o relație bună nu numai pe orizontală, ci pe verticală. Da, da, da. Am, simt că am o relație bună pe verticală și am încercat permanent, știi, când îmi e greu, eu îl întreb pe Dumnezeu ce trebuie să fac. Sigur că țin cont de sfaturile tuturora din jurul meu, dar întotdeauna trec prin filtru a ceea ce simt. Gândesc mult, dar sunt și o persoană viscerală. Sunt oameni pe care, de exemplu, când îi văd, mă crispez, mă aricesc fără să știu de ce, că săracii nu mi-au făcut nimic.
e ceva ce simt în vibrația lor, în energia lor. Nu-i pun la colț, nu-i îndepărtez de mine, dar știu că e o chimie care nu funcționează. Și atunci prefer să fiu eu precaută, ca să nu stârnesc cine știe ce. Da, am o relație, cred eu, nu știu dacă bună, mi-e frică să spun că am o relație bună, dar cred că am o relație sănătoasă pe verticală, cred. Așa simt în momentul de față. Dacă privești la cel care îți face rău, efectiv, ca la unul care a avut un mobil de acționat astfel, da? Care a fost motivația și îl ierți? Da. Cred că relația e foarte... Îl iert cu toată ființa și nu zic asta, nu sunt nici impostoare, nici ipocrită, îl iert. Pe cuvântul meu de onoare, pe viața mea, eu îl iert. Eu iert oamenii. Îi iert. Nu uit, îmi aduc aminte ce s-a întâmplat, dar îi iert. Pentru că sigur, în sufletelul lor a existat ceva care la momentul ăla i-a determinat să acționeze așa. Nu pentru că au vrut să-mi facă mie rău. Și dacă au vrut să-mi facă rău, e păcatul lor, nu e al meu. E problema lor că au vrut. Tu poți să dai cu piatra, dar depinde de locul în care dai cu piatra, dacă ricoșează sau nu. Ne transmiți valori spirituale incomensurabile. Nu știu. Îți mulțumim. Da, așa am fost crescută. Dar am fost crescută fără să mi se spună du-te la biserică, fă-ți rugăciunea. Știi că eu m-am surprins că eu îmi fac rugăciunea de când mă știu. Și dimineața și seara. Deci nu există să adorm. Nu cred că am adormit vreodată fără să-mi fac rugăciunea. Nu cred. Dar m-am surprins acum vreo 10 ani că eu de fapt îmi fac rugăciunea. Nu eram conștientă. Nu știu cum să explic. Pur și simplu o făceam că o făceam. Adică nu era o formalitate. Nu, da? Nu. Dar am conștientizat că eu fac rugăciune acum vreo, cred că 12 ani, cam așa. Dar nu. Ca și cum mănânci, adică... Da, da. E ca... Nu știu. E ca respiratul. E normal. Așa cred că e firesc. Nu pentru că mi-a spus mama, tata sau bunica. Nu. Așa simt eu. Asta e. Îți mulțumim pentru că ne-ai îmbogățit spiritual. Oh, Doamne, mi-aș dori, nu sunt eu în măsură să fac asta, dar chiar nu sunt în măsură și nu mi-asum astfel de sarcini, Doamne ferește, nu vreau să îmbogățesc pe nimeni, dar v-am oferit ceea ce sunt, asta sunt. Și pe scenă, și în viață, și la volan, și în familie, și cu prietenii, și când sunt trădată, și când sunt lovită, și când sunt rănită, și când sunt dezamăgită, eu tot asta sunt. Și sper să-mi dea Dumnezeu puterea ca asta să rămân. Sau să fiu mai mult. Te așteptăm și cu alte ocazii. Cu drag oricând. Mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Sper că v-au fost de folos cele discutate. Așteptăm păreri, sugestii, întrebări sau subiecte pe care le doriți abordate. Ferit de Maurer Imobiliare.